Bună, sunt Iuliana. Bine ai venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi vă arăt rețeta mea preferată de conservare a roșiilor pentru iarnă. Rețeta e de mult pe blog, de vreo 3 ani cel puțin, în ambele variante, cu usturoi și busuioc și cu pătrunjel. Dar acum când m-am apucat să fac conservele ca să le pun în cămară, m-am gândit că ar fi util să filmez modul de preparare ca să vă fie și vouă mai ușor să le faceți. Nu voi da cantități exacte la rețeta aceasta pentru că veți vedea chiar nu este nevoie, efectiv câte cuburi de roșii în cap într-un borcan, atâtea punem. Mie îmi place în fiecare an să folosesc și roșiile acestea sau tomatele galbene, mai bine zis, pe care le cumpăr de la o doamnă din piață, o găsesc acolo în fiecare an, la aceeași tarabă și m-am obișnuit să le cumpăr și să le am în cămară, pentru că arată foarte frumos, mai ales la ciorbe sau la tocănițe. Înainte să ne apucăm de treabă, borcanele și capacele trebuie să fie sterilizate și vă las un link la descriere ca să vedeți cum trebuie procedat. Avem un video chiar aici pe canal, foarte explicit. Tăiem roșiile cuburi, potrivite, nu foarte mici, sau le puteți lăsa și felii dacă vă plac mai mult așa. Eu le prefer cuburi pentru că le pot folosi la orice fel de mâncare. Cuburile sunt potrivite și la ciorbe și la tocănițe sau la ghibeci, de aceea le tai așa. După ce am tăiat roșiile, am tăiat și leușteanul mărunt și le amestec. Puteți folosi leuștean, pătrunjel, frunze de țelină, cimbru, cimbrișor, ce vă place sau ce știți că folosiți voi la mâncăruri de obicei. Așezăm roșiile în borcan și din când în când le presez cu lingura ca să se așeze mai bine. Nu presez foarte mult, nu vreau să le compactez, ci doar să le ajut să se așeze mai bine în borcan, în așa fel încât la fiert, atunci când ele se înmoaie, borcanul să fie plin, să nu scadă prea mult. După ce am umplut borcanul, pun sarea, o linguriță rasă sau jumătate de linguriță mai plinuță, așa, la un borcan de 400 de grame și o linguriță cu vârf la borcanele mari, cele de 800 de grame. Înfiletez bine capacele și le mai verific încă o dată să fiu sigură că nu curg, mai ales dacă folosesc capace de anul trecut care au mai fost deja folosite și la alte conserve. Înfășor borcanele în ziare și le pregătesc pentru fiert. Între timp am trecut și la a doua rețetă, cea cu roșii normale, pe care le aromatizez cu usturoi și cu busuioc și le folosesc mai ales la sosurile pentru paste sau la felul 2 în general, la ghiveciuri, la tocănițe, la mâncare de mazăre sau oriunde se mai potrivește gustul acesta de usturoi și de busuioc. Tot așa mă opresc și mai compactez cuburile în borcan, iar pe la jumătatea borcanului pun un cățel de usturoi și câteva frunzulițe de busuioc proaspăt. Mă străduiesc să așez frunzele de busuioc în așa fel încât să se vadă frumos în borcan, să se vadă pe lateralul borcanului, pentru că îmi place în cămară să arate borcanele frumos când deschid cămara. Pun în continuare roșii până umplu borcanul. Și la fel le compactez din când în când. Folosiți roșii cărnoase, sănătoase, bine coapte. Acum vara chiar nu e o problemă, suntem în toiuveri și acum avem cele mai bune roșii. Când am umplut borcanul, pun sare, un cățel de usturoi și câteva frunzulițe de busuioc. Apoi pun capacele, le strâng bine. Le-am învelit și pe acestea în ziare și le pun la fiert.
ales o oală potrivită camării mele, pun pe fundul ei un ziar și cele 4 borcane pe care le-am roșii, pe care le-am făcut astăzi. Pun apă până aproape de gura borcanelor. Mie aici mi-au încăput cam 2 litri de apă. Și pun oala pe aragaz. Când începe să apa să fiarbă, deci de la primul clocot, las borcanele la fiert 60 de minute. Apoi le las să se răcească în apa în care au fiert până a doua zi sau până spre seară. Le șterg, le etichetez neapărat și le depozitez în cămară. Așa arată la final. După cum vedeți, și-au păstrat culoarea, au o culoare frumoasă, vie. Și la iarnă veți vedea, când deschideți borcanul, efectiv miroase a vară. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, vă aștept să vă abonați la canal, vă aștept să ne dați un like și vă aștept și data viitoare cu o rețetă la fel de interesantă. La revedere!